M-am găsit, doamnelor, domnilor, la tocul 1 de pe B1. Acum două zile aveam o premoniție, aceea că Tudorel Toader nu va desemna pe niciunul din cei patru candidați care și-au depus curriculum vitae pentru a ocupa fotoliul de șef al DNA. Și tot acum patru zile vă spuneam că nu e pentru cine se nimerește, adică depune curriculum vitae, ci este pentru cine se pregătește. Este adevărat că Tudorel Toader s-ar putea să aștepte și promulgarea unei legi care să-l scoată definitiv pe Klaus Iohannis din modalitatea de numire sau de acceptare a unui procuror șef al DNA. Dar dincolo de asta, toate socoterile politice nu au fost făcute. Nu s-a bătut palma, nu s-a pupat Piața Independenței. Cât despre declarația mai veche a domnului Toader, care o spunea el așa dur, sever, cum a afirmat că, domnule, până acum, știți, nu s-a înscris niciun procuror pentru că acest post este pe criterii politice. Și eu îi spuneam atunci, domnule Toader, să-i spui lui Mutu, fotbalistul, că poate l-a înțelege. Da, vă spun acum, doamnelor și domnilor, în urmă cu câteva minute, Tudorel Toader a anunțat că niciunul din cei patru candidați marșilați nu a îndeplinit criteriile domniei sale. Foarte frumos. Gabriela Mihai Săraca, în ploaie la Ministerul Justiției, ne povestește. Bun găsit, Gabriela! Am găsit, vorbim despre o decizie aproape previzibilă, am putea spune, în contextul în care, de altfel, chiar în această dimineață, ministrul Justiției Toader, Tudorel, nu a exclus această variantă de a nu alege niciun candidat și, pe de altă parte, iată că, prin intermediul unui comunicat de presă, ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat că nu a desemnat niciun candidat pentru funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, întrucât niciunul nu a îndeplinit cerințele și exigențele cerute. Pe de altă parte, pentru a justifica și această decizie, ministrul Tudorel Toader a postat pe site-ul Ministerului Justiției inclusiv cele patru proiecte manageriale depuse de cei patru procurori care au candidat pentru funcția de conducere din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Acum urmează ca ministrul Tudorel Toader să anunțe și calendarul pentru următoarea selecție, întrucât, așa cum spuneam, procedura de selecție va fi reluată și, bineînțeles, se va face conform unui calendar, așa cum a fost și prima dată. Mulțumesc, Gabriela. În studio, Monica Tatoiu, bun găsit, doamnă. Dorin Cojocaru, președinte April, bun găsit, domnule Cojocaru. Doamna Tatoiu, domnule Cojocaru, luni, ultima zi de depunere a dosarelor, a curriculum vitae, dis de dimineață, Tudorel Toader spunea că, domnule, procurorii nu s-au îngrămădit să-și depună dosarul, să spun așa, pentru că și-au dat seama că, de-a lungul timpului, acest post de șef al DNA este un troc politic. Evident, pe ultima 100 de metri au apărut patru candidați, toți cumva din siajul doamnei Chioveș și... Mai puțin unul, domnul Lazar, că ăla cred că n-a întrunit condițiile de flotări de la partid. Mă rog, niște oameni cu funcții importante în DNA. Asta surpriză. Ei, surpriză. Niciun fel de surpriză. Niciunul din cei patru nu a îndeplinit cerințele dure, severe ale domnului Toader, dar mă întreb de ce mai stau la DNA dacă nu au niciun fel de capacitate. De ce domnul Iacob, procurorul zis și Elodia, este în continuare adjunct acolo? Asta poate este întrebarea mea. Poate să fie muncitor cu sapa, dar nu trebuie să fie neapărat șef. Doamna Tatoiu, deci alte condiții ca să... Deci ce a anunțat acum Tudorel Toader că niciunul dintre candidați nu îndeplinește condițiile și rea procedura, nu este o surpriză, toată lumea s-a așteptat la acest lucru, adică deja cred că nici n-ar trebui să mai facem știre despre asta, că știam. Ce pot să vă spun eu următorul lucru? Ce am înțeles eu din mintea mea de blondă, de birou, agent de birou, că domnul Tudorel Toader este mâna bionică aia pe care le făcea la Lego filmul, da? A lui domnul Tăricianu. Domnul Tăricianu este acum într-o mare expectativă. Liberalii au tot felul de scenarii să-l aducă înapoi, să preia partidul, că îl curtează, da? Păi dacă el... Dacă domnul Tudorel Toader numea procuror de la
DNA din această listă, care e apropiată de doamna Chioveș și în majoritatea ei, și pe care probabil Iohannis l-ar fi numit imediat, pe unde mai era negocierea? Mm-hmm. Ați văzut ce a făcut Trump cu Uniunea Europeană până i-a dat liber la gazele de șist în Europa? I-a ținut, i-a strâns de taxe. Și au obținut ce au vrut și pe urmă s-a ocupat Piața Independenței. Așa o să fie și... Deci e un troc al domnului Tăriceanu cu PSD-ul. Păi troc, troc, dar să o știm și noi că până la urmă, am avut două doamne și doi domni înscriși acum. I-am spus-o. O doamnă și o doamnă și jumătate. Deci eu spun următorul lucru. O doamnă și o doamnă deci și asta vreau să vă spun următorul lucru. Acum. Te uiți la cum arată un om? Te uiți la cum arată un om. E body language. Și body language îți spune despre ce e în mintea lui, ce note a luat la școală, cum se comportă în momentele în care trebuie să-și asume responsabilitatea. Se numește body language. Păi dacă știți așa de bine să citiți body language, spuneți-mi la Chioveș și ce vă spunea body language? Low IQ. Aoleu, doamnă Tătoiu, vedeți să nu low IQ. Bun, doamna Mirica a fost prima care s-a înscris, domnia sa, mă rog, prietenă foarte bună cu Laura Codița Chioveși, singurul procuror alături de care Laura Codița Chioveși s-a dus la CSM când doamna Mirica era ce? Și anume anchetată. Schelet în dulap, niciun dosar cu condamnare și așa mai departe. A mers mai departe doamna Grecu, care e undeva la resurse umane, n-a nicio treabă până la urmă cu dosarele, a venit de la Constanța. Resurse umane sunt dosarele? Doamnă, la Constanța au sărit aia că, mă rog, ar fi făcut și ar fi dres, schelet în dulap. Domnul Iacob, ajunctul doamnei Chioveș și dosar celebru Elodia. Așa, scheletul în dulap, să fie bine ca să nu fie rău. Ei, despre domnul Lazar, aproape că nu se știe nimic, e singurul care n-a văzut plagiatul lui Ponta, deși instanța l-a văzut și mai are prea frumoasa poveste cu ce? Cu închisorile CIA. Asta este 1-0 pentru el la dosar. Păi da, un dosar pe care Serviciul Român de Informații l-ar avea uitat și ars și tocat de mașina de tocat carne. Tot domnul Lazar este un apropiat al domnului general să trăiți pe această cale, domn Dumbravă, care se află și el la câmpul tactic. Așa, da. Care se află într-un mijloc, nu e scandal. Niciunul dintre ei nu pare a fi demn de această funcție, Dorin Cojocaru. E o surpriză ce a hotărât domnul Todar să reia procedura. Eu am spus așa că pe vorbe, da, pe ce circulă în piață, se pregătește culoarul de la Bacău, celebrul culoar de la Bacău, cu Ana Schmidt Hăineală, da? După Vlase la șefia SIE, vine culoarul de la Bacău, țup-țup, cu Ana Schmidt Hăineală, care va fi urcată în autobuz. E deja urcată la celebrului banc. Păi, și ce facem? Înlocuim pe stânga cu dreapta la același nivel? Eu mă aștept și tot aștept de mulți ani să văd că marile funcții de conducere să nu fie așa implicate politic, să fie adevărați manager. Că de fapt e nevoie de un manager și un om cinstit, curat, fără schelet în dulap. Dar nu ai cum să ajungi într-o funcție așa înaltă dacă nu corespunzi etalonului și nu ești în negocierile politice. Atunci, ce ne dorim? Că vorba aceea, premier, miniștri, șef de concentrate, de autorități, de control și de DNA, ar trebui să fie altfel un pic, dacă vrem să schimbăm ceva în România. Dacă nu... Cine vrea să schimbe ceva? Noi, cetățenii de rând, dorim să schimbăm ceva. Păi da, noi. Ce și noi schimbăm? Și atunci înseamnă că domnul ministru dorește să mai tragă de timp, să câștige timp, nu să tragă, pentru să vadă unde joacă, stânga, dreapta, cum se fac alianțele până în toamnă. Bun, dar suntem cu toții de acord. Suntem cu toții de acord în studioul ăsta și să le spunem oamenilor că e praf în ochi povestea asta cu hai să depunem CV-ul și să ne uităm pe planul de management al instituției. Adică o dăm într-o bosă de asta profesionistă să analizăm domn profesor Tudorel Toader așa, când de fapt numirea va fi una politică, va fi un cocoșel care va răspunde clar la butoane și am schimbat-o pe Tanda cu Manda. Stați puțin, gândiți-vă că nu vă gândiți că România e cu universului, da? Noi facem parte dintr-un angreaj mult mai mare. Avem pregătirea alegerilor la Uniunea Europeană. Se bate Merkel cu socialiștii și cu naționaliștii. Trump se ceartă cu Uniunea Europeană, se ceartă și cu Rusia. Deci noi suntem
la capătul tacului. Nu este mai fraierii, știți? Deci noi, deci cineva, de cineva se luptă cu bilele colorate și o bilă mică așa acolo și din când în când o mai lovește câte o bilă mare. Deci noi nu știm încă la ce tătuc să ne închinăm, la evident, Europa, la evident, America. Bine, se schimbă ambasadorul Statelor Unite. Da? Cam da? Bun. Bun. Se schimbă ambasadorul Statelor Cam Unite. Da? Se fac listele pentru europarlamentare, da? Cam da? Am citit o știre astăzi pe care n-ați dat-o, probabil. Încă ia o limiță, mă, care știrea? Citiți și n-am dat-o. E apărut în Național pe pagina 3. Vine un nene cu umbră, cică, în septembrie, care resetează de la zero serviciile speciale din România. Eu luam... Doar citit prin tachie, nu, să fabula, vă spun ceva. Eu citesc ziarul ăsta de 3 ani și scriu acolo și vreau să vă spun că niciodată știrea n-a fost oficială. Bun. Până a face, deci, noi, a face noi teoria conspirației, doamna Tatoi, până a face teoria conspirației, la ce joc asistăm în momentul de față? Umbra doamnei Căveșii a rămas la DNA. E la e, uite așa, e doamna Căveșii, nu mai are coafura inteligentă, dar e acolo, planează. Aia, deci, până în toamnă. Evident. Până în toamnă nu o să vedem șef la DNA. E, păi vedeți, uitați, suntem doi. Ne ridicați statuie? Da, o să aduc gipsul, să vă iau... Deci asta vreau să vă spun. Este, deci, poziția acolo. Le țâție fundul primarilor, le țâție fundul șefilor de consiliu județene, le țâție fundul milionarilor în afaceri cu statul. Unde-s dosarele alea? Nu, dar, la umbra lui Căveșii și la DNA. Întrebarea mea este următoarea. Tot acest rateu, da? Totuși, băi, organizat un concurs, băi, ia uitați-vă, bă, că nu e bine, nu place mie. Tudorel Toader, e clar că e o numire politică, dar se mai naște o întrebare pe care părerologii ăștia de tot intră ei la televizor, mine, au uitat să o adreseze. Nu, că au fost sunați tot felul de ăștia, buricul pământului, așa. Au uitat să o adreseze. Nu cumva doamna Jurma, acest interimar extrem de discret, care s-a văzut și cu ambasadorul Hans Klemm, dacă țineți minte, așa, că da, sunt niște chestii. Are vreo sarcină interesantă în timpul acestui interimat? Oare dosarul Microsoft întreb nu poate fi redeschis? Să păzească dosarul. Întreb și eu. Alea grele, sarcină, nu alea... Da, alea grele, care vor fi monedă de negociere la toamnă. Și eu sunt cetățeanul simplu, știți, nu sunt de... Vezi, te bagezi de birou. Cu facultatea terminată înainte de 90. Păi da, da. Bun, acum ce mă fac eu cu părerologii ăștia care își dau cu... Știu nu, ei și toacă... Nu trebuie să vă faceți nimic decât ceva, să ăștia, căutați... Ăștia intră la televizor și de fapt nu spun ceea ce se vede păi foarte clar. Deci numirea, următoarea numire, ce plan de management, ce trăznăi de astea de 2 lei, ce curriculum vitae... La nivel următoarea numire se va ceva face pe un troc politic, da? Și se va schimba tanda cu manda, mâna în armată, care făcea poliție politică, cu altă mână în armată, pleacă ai lor și vin ai noștri. Despre noi asta e vorba. Tot ca proști. Ca proști, evident. Nu, dar ce vreau să vă spun e următorul lucru. Apropo de păre... Cum zice? Bandiș, mie îmi place culor. Bandiș are niște denumiri. Deci, întotdeauna... Când vine un analist ăsta pe care anumite televiziuni, așa, eu întotdeauna mă duc la prietenii mei, ăștia, cu Lobacevski. Așa, și? Și îi întreb, bă, unde lucrează nevastă sa? Băi, în ce firmă are fisul? Bă, de unde vin banii? Și în momentul ăla îl privesc cu condescendență și mă mai enervez. Asta trebuie să faceți și voi. Bun, o să vă enervez acum, doamnelor și domnilor, pentru că o să vorbim și o să acuzăm aici de suminare voită a economiei de stat, un lucru care ar trebui să alerteze parchetul general prin direcțiile sale și CSAT-ul pe această carte. Cum bine știți, România este, nu-i așa, generoasa gazdă a unei bucăți de peste porcine africane. Iar toți crescătorii de porci din România, adică bruma aia de oameni, s-au trezit cu activitatea blocată și cu porții incinerați. Nu-l comentăm pe domnul Daia decât un pic mai târziu, dar mare, mare atenție că avem documentul, dragilor, și avem documentul după care, sau în urma căruia, și îl vom prezenta imediat, eu aș vrea deschisă o anchetă pentru subminarea economiei de stat. Documentul
Este un raport al Comisiei Europene, e raport final privind un audit efectuat în România în perioada 25 ianuarie-2 februarie 2017, doamna Tatoiu și Dorin Cojocar. Acest raport are ca temă evaluarea punerii în aplicare a programului pentru supravegherea și pregătirea pentru situații de urgență în relația cu pesta porcină africană. Atenție, vorbim de ianuarie 2017. Acest raport spune așa: prezentul raport descrie rezultatele auditului efectuat în România în perioada 25 ianuarie-2 februarie 2017 în cadrul programului de audit publicat al Direcției Generale de Sănătate și Siguranță Alimentară de la Comisia Europeană, da? DigiSan. Bun. Și zice așa: obiectivele auditului au fost de a determina dacă programul de supraveghere a pestei porcine africane pentru anii 2015 și 2016 la porcii domestici și de la mistrețe din România a fost pus în aplicare în mod eficace pentru a atinge obiectivul de depistare timpurie a bolii. Atenție! Deci, tragem concluzia, lăsați așa unde este subliniat, stați acolo pe ecran. Doamna Tatoiu, domnul Cojocaru, tragem concluzia că din 2015 există un raport că va apărea pesta... Nu! Programul de supraveghere a pestei porcine africane, PPA, pentru anii 2015 și 2016. Din 2015, da? Și mai departe, citesc: măsurile instituite în vederea prevenirii răspândirii bolii la populația de porci domestici în cazul apariției la mistreți, dacă sunt eficace, da? Și acum avem... Trebuiau sacrificați mistreții, bănuiesc, care doamnă, sunt pe și avem o concluzie a Comisiei Europene, da? Documentul voi pune la dispoziția tuturor celor care sunt curioși, se da? Se află și pe site-ul Comisiei Europene la DigiSanto. Așa, și zice așa... Ia să vedem noi ce zice la chestia... Așa, per ansamblu, raportul concluzionează că România nu aplică încă multe măsuri destinate prevenirii pestei porcine africane. De exemplu, gestionarea populației de porci mistreți, securitatea în exploatațiile non-profesionale, și le va aplica doar în cazul în care este confirmată boala, cu o întârziere substanțială a rezultatelor. Acest raport, concluzia acestui raport... Doar dacă e confirmată boala? Atenție! Data februarie 2017. În luna iunie 2018, pesta porcină a intrat în România. Au tăiat 48.000, au incinerat 48.000 de porci de la Carniprod, a ajuns pesta porcină din Tulcea, Galați, Dobrogea și la Bihor. Domnul Daia plânge cu lacrimi că vai săracii crescători de porci, dar acest raport a fost pe masa ANSVSA și a Ministerului Agriculturii încă de acum un an. Uitați-vă raportul. Nu au făcut nimic și vor face doar în cazul în care e confirmată boala. Adică au distrus tot ceea ce înseamnă creșterea porcilor în România. Dacă asta nu este subminarea economiei de stat, ce mai este, doamna Tatoiu? Eu, matematic vorbind, de unde vine pesta porcină? Asta e africană? De la mistreț. Unde cresc mistreții? Este mistrețul unul dintre cei care... Pe terenurile de vânătoare, de unde niște domni foarte speciali în a aduce străini să vâneze în România, că nu se mai vânează în restul Europei, câștigă foarte mulți bani. Am omorât nu știu câți zeci de mii de porci. Dar câți mistreți am omorât până acum? Păi în Delta Dunării n-am omorât, doamnă, pentru păi că asta e întrebarea. Păi nu, de ce n-au sacrificat și mistreții care sunt generatori de boală? Pentru că este interzisă vânătoarea, pentru că este un ordin idiot și cretin al guvernatorului Deltei Dunării, domnul Mușetescu, că vânătoarea este interzisă. Ucrainienii, dar nu-i vânătoare, ucrainienii, sacrificare. Ucrainienii vânează mistreții cu pistolele Kalashnikov și cu armata. Mistrețul când este hăituit, pentru că ei știu de pesta porcină, și când este hăituit trece de Dunărea în not și ajunge unde? În Delta Dunării. Autoritățile noastre stau cu degetul, era să zic eu unde, și nu fac nimic, conform raportului Comisiei Europene. Numai porcii domestici. Dacă îmi permiteți, s-a cerut să se facă extracții de mistreți în Delta Dunării încă din 2014-2015, s-a opus Ministerul Mediului și Pădurilor atunci. Deja numărul de mistreți s-a depășit de 3 ori cota de mistreți care trebuia să fie pe
fondurile de vânătoare, iar raportul spune foarte clar că la noi densitatea se calculează la nivel de județ, nu la nivel de suprafață de fond de vânătoare. Deci aici ar fi o chestie că vectorul ar fi Mistrețul, dar mai avem o problemă gravă, sunt 600, aproximativ 600 de mii de mici ferme sau gospodării ale populației care nu respectă normele de biosecuritate. Și în urma raportului ANSVSA de ieri s-a văzut clar că 428 de focare sunt în aceste ferme non-profesionale, 9 mistreți, dar eu cred că nu sunt raportați toți mistreții morți, pentru că în Delta încă mai plutesc mistreți morți pe canale și îi găsim și eu am văzut fotografii ieri. Dați-mi, vă rog frumos, documentul să vadă autoritățile statului să se autosesizeze, să-i cerceteze pe ăștia pentru dezastru economic, pentru subminarea economiei. Dați documentul pe ecran, vă rog eu frumos, și raportul Comisiei Europene de acum un an. Deci nu se poate așa cea. Știți ce se întâmplă? Se întâmplă în felul următor. Domnul Brăescu, Geronimo, de la ANSVSA, nu răspunde, o să încercăm și la domnul Daia ceva mai târziu, că luăm publicitate acum, pentru că oamenii ăștia, dacă sunt incapabili să gestioneze, când le dau aia mură în gură, băi, România, vezi că vine peste tine, fă ceva, și aia știu deja lentoarea României, ăștia doar cade pesta, porcină peste voi. Ați văzut acum, data tot, eu am fost în zonă, știți ce fac acum? Au blocat strada, stă poliția rutieră, și doi dorei de aia și țudă cauciucul de la mașină, ca să nu răspândești pe asta porcină. Exact, ce râsul de pe el, ca la aviară, domnule. Ca la aviară. Continuăm și subiectul. Oameni să devin milionari. Continuăm subiectul și o să legăm cumva și pe domnul Daia de chestia asta, ăla de a comparat el Holocaustul cu pe asta porcină. Nu știu, mai e ministru, se pare, da. Publicitate, revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, Monica Tatoiu, Dorin Cojocaru cu mine în studio, mulțumesc pentru prezență. Încercăm să deslușim modul în care autoritățile române s-au lăsat, s-au culcat pe altă pernă, când, iată, Comisia Europeană i-a avertizat de un an că, atenție, vine pesta porcină africană, în loc să înăsprească tot ceea ce înseamnă măsuri. Comisia Europeană a observat foarte clar acolo în document că România reacționează numai când vine potopul peste ea. E bine, noi încercăm să sunăm la ANSVSA, iată, o autoritate a statului care ce face? Se subordonează guvernului și care ce ar trebui să facă ea? Să ne păzească de așa ceva. Ăștia o dau cotită pe acolo că stai să vezi, că nu știm cine e dedicat să vă răspundă sau nu știu ce. Poate răspundeți cu coală, subsemnatul declar pe această cale. Căci documentul prezentat acum în exclusivitate pe televiziune spune foarte clar că deliberat autoritățile române din prostie, din indolență sau poate dintr-un interes ascuns au distrus întreaga industrie românească de creștere a porcilor, dar și de preparate. Mare, mare atenție. Și aici vorbim și de domnul Daia, cel care ieri se dădea cumva lovit în aripă, vai ce prostie am spus eu la televizor, căci eu, vai, îmi dau seama prin ce traume și drame trec crescătorii de porci din România. Nu dai o replică, a dat-o Traian Băsescu și aș vrea să vedem replica lui Traian Băsescu la adresa domnului Daia, căci este... Dați-mă pe ecran să o citesc eu. Ia uitați ce zice Băsescu, marș afară Daia, un ministru idiot care pune semnul legal între incinerarea porcilor bolnavi de pestă porcină și incinerarea a milioane de evrei maturi și copii la Auschwitz. Nu poate fi decât o rușine pentru o națiune care produce un specimen de teapa lui Daia. Marș afară din guvernul României, clown nenorocit, să nu mai ieși din... Dați-vă să văd și eu, să nu mai ieși din ce? Din ce? Să nu mai ieși din casă de rușine toată viața ta, rebut uman ce ești. Aceasta este o postare a fostului președinte Traian Băsescu pe Facebook. Domnul Daia, vă sunăm acum să ne spuneți dacă știați de document pe această cale. Revenim la discuție. Domnul Cojocaru. Domnul Cojocaru mi-a explicat... Uimiți-mă și pe mine. Ce nu, pentru oamenii care nu știu, că nici eu nu știam până acum, ce implicații are această epidemie pe termen lung pentru România. Asta e foarte important. Aici e drama națională. Problema este că a fost o lipsă de fermitate în acțiunile autorităților de stat, pentru că
fermierul român, țăranul român, nu înțelege dacă explici științific sau rogi frumos. De exemplu, de ce nu s-au închis târgurile de animale pentru că acolo era o sursă de contaminare? De ce nu s-a redus numărul de animale sau de punctele de risc în fermele, în gospodăria populației, pentru că animale trăiesc la un loc, vacă, capră, oaie și porc. Bine, este o formă de subzistență a țăranului, dar astfel de focare, vedem 428 au apărut în aceste gospodării, în aceste ferme non-profesionale. Dacă inspectorul veterinar sau șeful direcției sanitare veterinare încerca să facă puțină ordine aici, țăranii se plângeau la primar, primarul la șeful de partid, șeful de partid îl trăgea de urechi pe șeful ANSVSA. Deci atunci când politicul se implică prea mult în proceduri tehnice de prevenire și combatere a unui focar de epidemie, asta este rezultatul. Deci trebuia încă de acum 3 ani ca politicul să lase în pace medicul veterinar să-și facă treaba cum știe el că este o meserie grea, să nu se mai bage în problemele astea care sunt pârghiile economiei. Deci, haideți politicul să separăm clar ce este politic și ce este tehnic. Nu trebuie să spunem, bă, lasă-l pe la micu sau de ce ai închis târgurile de le drumul, că la Ialomița e și bătaie cu jandarmeria. Acum, dar când șeful DSV Argeș a închis târgurile, țăranii și oamenii au început să sune la primar ca să-l tragă de urechi pe directorul de acolo. Mai am o întrebare. Domnul Daia, împreună, sau cum se spune, doamna Tatoi, dinpreună cu PSD-ul, dă o lege. Dă o lege cu crescătorii de porci. Mangalița sau cu... Dincolo de Mangalița și Baza, e tâmpenea cu scrofițele și cu... așa, nu, deci legea cu dezvoltarea fermelor de reproducție, așa, aia trebuie să fie pe strategie națională. Stop. Am o întrebare. Și cine este în pole position, așa, ca la Formula 1, să-și facă ferme de reproducere? Niște mamuți internaționali. Și acum explicați-mi și mie, doamna Tatoi, ca să înțeleg eu. Tot ce aveam acum, creșterea porcilor, și ăla de la Carniprod avea și genetică, ca să fie vorba între noi, așa. Ăla este distrus, distruge și Ialomița, că a început și acolo, distruge și Călăraș și Dobrogea, ajunge și la Bihor, se duce în toată țara, ai noștri sucombă, că ăștia n-au nicio măsură, și vine aia fain frumos și zic, opa, boss, facem noi. Se repetă, ce ați făcut, se repetă ce s-a întâmplat după 1990, noi am avut continuu 1 milion de porci pe an. Da. O întreprinderi care s-au dezvoltat pe orizontală, producție de cereale, până la Bocșa, unde m-am născut, ea era plinie. 1 milion de porci pe an. Deci noi importăm 1.600.000 de purcei de înțărcați pe an. Și l-au distrus, l-au distrus și au construit, după 2 ani de zile, peste graniță la unguri, deci... niște un combinat american, că... de unde cumpărăm noi carne. Da, da, acum apare combinat făcut de niște băieți deștepți, dar internaționali, da? Nu români, aici la Românica. Aici la Românica. Adică ai noștri trebuie să moară ca să le facem loc altora. Și acum întreb, alo, domnul Bănilă, domnul șeful de la DICOT, domnul Lazar de la Parchetul General, documentul, l-am afișat, unde mai e de găsit? Domnul... E pe site-ul Comisiei Europene. Pe site-ul Comisiei Europene. Luați documentul ca să știm o treabă. Ori dați afară că sunt incompetenți, ori dacă nu, deschideți o achetă penală, la Bacău, atunci înseamnă altceva, doamna. Deci fluxul ăsta de inteligenție în justiție care vine dinspre Bacău în ultima vreme, n-are nicio treabă cu pesta porcină, că am înțeles că asta se transmite prin apă pe acolo, nu, de prin apă. Deci unde are legătură cu apa? În primul rând este contactul direct între mistreț și porcul liber, care avem foarte mulți porci liberi necipați, neînregistrați în zona delta lunga Dunării. Avem omul, este principalul vector care el se plimbă și transmite acest virus. Încă nu se știe dacă această variantă de virus este de tip 2, cea care nu are mortalitate 100%, pentru că este un virus care este puțin soră cu Ebola. Da? Și a apărut încă prin anul 1907 și acum mai nou a apărut prin Georgia, readus în anii 70. Dar câți ani nu se mai poate crește? Se spune că 2 ani, după aceea trebuie să vii cu porc santinelă în fermă, de 6 luni, dar timp de 5-6 ani... Peste porcine, dar nu africană, a stat 10 ani. Da, și n-am făcut export. Și n-am făcut export. Dar știți când am ieșit din interdicție? Acum 2 luni. Așa, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Deci problema este că... V-ați prins, doamna Tatoiu! Uite ceva ce... Ia să se mai prindă și alții, ca să vedem cum lucrează... Acum două luni!
locuri mari de carte de străine. În Europa. Luăm publicitate, dragilor, ne amuzăm după aceea pentru că a apărut pe Facebook-ul Poliției Române îndreptarul micului traficant de droguri. Bă, dacă vă duceți să luați ceva, măcar să știți cum vă comportați. Este marfă de la Poliția Română, postare pe Facebook, noi doar o comentăm. Publicitate, revenim. Bun, Poliția Română, nu știu, probabil într-o idee de asta, că uite așa luptăm noi împotriva traficului de droguri, a publicat pe Facebook îndreptarul, atenție, unui mic traficant de droguri, o foaie de hârtie dintr-o agendă pe în care traficantul de droguri a scris câteva reguli. Și o să o arătăm și noi așa. Nu dăm sub 16 grame, da? Sau sub un gram, da? Sub un gram. Nu dăm pe datorie, să știm o treabă. Nu veniți neanunțați sau cu persoane necunoscute. Nu deschidem ușa, da? Dați bip întotdeauna de două ori înainte să bateți la ușă. Prima dată când vă hotărâți să veniți și a doua oară la lift, în capătul palierului, dacă sunt persoane pe hol, reveniți. Folosiți liftul întotdeauna până la etajul 3 sau 5, niciodată la 4. La 4 stătea traficantul, da? Nu faceți gălăgie pe hol, nu deranjați ceilalți vecini pe această cale, da? Că ea nu-s fumați ca voi. Mergem. Nu lăsați persoane să aștepte jos în scara blocului sau în fața lui. Sunt camere de luat vederi. Nu lăsați mașina pe avarie în fața blocului. Nu blocați pe cineva de deja parcat. Nu parcați pe locurile altora. Evitați discuțiile compromițătoare la telefon pe durata vizitei. Sunt regulile găsite, scrise de un cine. Le dădeam flyer la consumatorii de droguri, un mic dealer de ăsta. Ce ziceți, doamna Tatu? Stăm aici. E o mare nenorocire că România dintr-o țară de tranzit a ajuns o țară în care... Da, uitați-vă, în foaia avea și program, da? Luni, joi, între orele cu tare, cu tare. Acum, ce pot să vă spun eu, că am un băiat de 24 de ani care a învățat la școala americană și mi-a povestit niște lucruri și din Italia, a fost și în Anglia. În Anglia e nenorocire. Și mi-a spus, mama, se știe. Se știe de către oamenii din grup, se știe de poliție, dar nu intervin. Și răspunsul, am întrebat pe cineva în Anglia, de ce nu se intervine? Pentru că vrem să ajungem la capătul... La rădăcină. La rădăcină. Și atunci preferă să lase fenomenul să se dezvolte și să afecteze o grămadă de lume în ideea că dacă îl prind pe ăla și când îl prind, îl salvează avocații. Ăsta nu ar putea fi un cod de bune practici consumatorului de droguri când se prezintă el la dealer, așa, adică ne mai și amuzăm. Omul are și program în luni, între luni și joi, între orele cu tare, cu tare, vineri, duminică, între orele cu tare, cu tare, nu cumva să deranjăm vecinii, urcați cu liftul, dar niciodată la 4, urcați la 3 sau la 5, faceți un etaj. Dar și la prostituții la fel. Să știm o treabă așa, păi nu, da. Păi bune, uite ce frumos, Poliția Română ne zice. Da. Noi acum ce facem? Să haz de necaz. Păi asta este rău, că România a devenit consumatoare de droguri dintr-o țară de tranzit. Găsim și pe gardurile la liceele din București așa ceva? Nu, dar cred că cei din liceele de București deja știu cu ce să mănâncă. Cunosc, au acest ghid. În fiecare liceu e un dealer. Dragilor, ne revedem la ora 14. Legea aceea cu radarele presemnalizate are probleme la Cotroceni. Comentăm la 14. Tot la 14 o să vorbim despre mega deficitul bugetar și nu numai. Ne revedem în câteva minute.